Pentru ce am cântat avem nevoie de credință, de credință. Singura problemă este că ea e definită în fel și chip. Dacă din curiozitate începeți să ascultați predici, intrați pe YouTube, pe internet și începeți să ascultați predici, cele mai multe, cele mai gustate sunt cele care arată credința, zugrăvesc credința așa cum nu o face Biblia. De ce e așa? Din pricina faptului că de cele mai multe ori credința noastră este ancorată în lucruri plăsmuite de mintea noastră. Citim textul și dacă obiectul credinței noastre nu l-a așezat Dumnezeu, ci l-așezăm noi, prin imaginația noastră, asta este rezultatul. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Există lucruri nădăjduite și lucruri care nu se văd. Am văzut data trecută că depinde cine le pune înaintea noastră, cum ajung ele obiectul credinței noastre. Dacă mintea mea le plăsmuiește, imaginația mea le creează, sau chiar dacă le scot din Biblie, o Biblie răstălmăcită și prost înțeleasă, Dumnezeu nu girează pentru ele. Și atunci eu pot spune că credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Dacă credința mea este neclintită, dar lucrurile se evaporă, cele nădăjduite, imaginați-vă, degeaba am crezut. Lucrurile nădăjduite sunt așezate înaintea credinței noastre de cuvântul lui Dumnezeu. Deci, sau de Dumnezeu, aș putea spune mai corect, prin cuvântul său, dacă cuvântul acela este corect înțeles. Oare putem avea certitudinea că nădejdea aceasta nu înșală? Certitudinea că nădejdea aceasta nu înșală? Am văzut data trecută că certitudinea vine din versetul 3. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Acum, lumea este o realitate materială, palpabilă. Florile astea țin de lumea făcută de Dumnezeu. Bolovanul acesta l-a făcut Dumnezeu. Dar lemnul l-a făcut Dumnezeu. Eu sunt creatura lui Dumnezeu. Deci prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucrurile care se văd. De ce? Dumnezeu este cel care zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Deci, pe de o parte, universul material, incluzându-ne pe noi, este dovada clară a faptului că Dumnezeu, când rostește un cuvânt, cuvântul acela are puterea să devină o realitate. El ființează cuvântul, rostirea lui Dumnezeu se împlinesc. Cerul și pământul va trece, cuvintele mele, spune Domnul Iisus, nu vor trece fără să fie împlinite. Deci universul material Dumnezeu l-a rostit în existență. Dar atunci când este vorba de sufletul nostru, am văzut data trecută, Dumnezeu face mai mult, pentru că îndoielile, păcatul care a atins trupul nostru, mintea noastră, satana care dă târcoale ca un leu, căutând pe cine să înghită, întotdeauna vor încerca să ne mute credința pe lucruri goale, sterpe, pe care Dumnezeu nu le-a rostit. De aceea Dumnezeu n-a rostit doar cuvântul în dreptul mântuirii sufletului meu, ci l-a întărit printr-un jurământ. Și nici atâta n-a fost destul pentru el, ca să ne dovedească cu mai multă tărie hotărârea lui, făgăduințele lui, împlinirea lor. Dumnezeu n-a rostit doar cuvântul întărindu-l prin jurământ, ci l-a întrupat. L-a întrupat. Cu alte cuvinte, cuvântul care a adus sau a rostit universul în existență, s-a adus pe sine printre noi, a locuit printre noi plin de har și de adevăr. În prima epistola sa, Ioan, care a rostit acel extraordinar prolog al Evangheliei lui, vine și își convinge cititorii de acest adevăr. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit, ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Observați un cuvânt care îl poți pipăi, auzi, privi, un cuvânt întrupat, pentru ca mântuirea noastră să se ancoreze în adevărul lui Dumnezeu. Pentru că viața a fost arătată, continuă el în versetul 2, și noi am văzut-o și mărturisim despre ea. Și viața veșnică, viața care era în Tatăl, ea ne-a fost arătată. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Când îndoielile zbântuie sufletul, n-ai bucurie.
Incertitudinile din tine îți fură bucuria. Ca să ai bucurie de plină, trebuie să fii convins de nădejdea credinței tale. Pentru asta Dumnezeu n-a rostit doar cuvântul când e vorba de sufletul nostru, ci a întrupat cuvântul. Când avem aceste dovezi, putem avea convingerea că tot ce a rostit Dumnezeu se va împlini. Tot data trecută am pus întrebarea, cum de unii nu ajung să vadă lucrurile acestea, să le moștenească? Am văzut că Dumnezeu ne dă și cărarea pe care trebuie să umblăm spre ele. În capitolul 11, primele două personaje, Abel și Enoch, sunt urmate de un cuvânt din partea lui Dumnezeu și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. De aceea cele două vieți creionează drumul nostru spre moștenire, spre împlinirea acestor lucruri. Abel, prin ascultarea lui de Dumnezeu, a adus o jertfă mai bună decât Cain. Este vorba de un eveniment din viața lui. Pe de altă parte, Enoch la 65 de ani s-a întâlnit cu Dumnezeu, probabil ascultat de el într-o situație dată, după care a umblat cu Dumnezeu timp de 300 de ani și a fost luat de Dumnezeu. A crede în lumina celor două personaje, a crede înseamnă a asculta de Dumnezeu, transformând ascultarea în umblarea cu Dumnezeu. Credința este actul ascultării de cuvântul lui Dumnezeu care duce la umblare zilnică cu Dumnezeu. Dar dacă vorbim despre credință, toți nădăjduim ca ea să ne aducă ceva, ceva foloase, că altfel ne-am trăit viața ca și ceilalți oameni. Cu alte cuvinte, realizează credința pentru noi ceva, deci este ții de ea. Lucrurile sunt doar nădăjduite, ele nu se văd. De ce să continui să umbli în ascultare de Dumnezeu? Ascultați ultimul verset din capitolul 10. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Acum vă pun o întrebare simplă, banală, logică mi se pare. De ce să dau înapoi atunci când toate îmi merg bine? Atunci când sunt sănătos? Sunt bogat? Când am succes pe toate planurile, aș fi de bun să dau drumul credinței din mâna mea. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi să se piardă. Numai dacă ești fachir și vrei răul pentru tine, doar așa, dacă ai un gând sinucigaș, lași din mână o credință care poate să-ți aducă toate aceste lucruri. Să-ți meargă bine în toate, să fii sănătos întotdeauna, la orice vârstă, să fii bogat și pe deasupra să ai și succes. De ce să dai înapoi atunci când Dumnezeu te poartă pe brațele binecuvântărilor Lui? Cu alte cuvinte, nu se pare că epistola este scrisă unor oameni care experimentau un astfel de rezultat al credinței. Altfel, n-ar fi textul acesta înaintea noastră. Care sunt, deci, beneficiile posibile ale credinței? Aduc înaintea dumneavoastră, vă las să răsfoiți Biblia. În săptămâna aceasta m-am uitat peste ea, am dat un search printr-o singură evanghelie legată de credință, de multă și puțină credință. Sunt o mulțime de texte care le-am putea scoate să ne definim credința din ele. De pildă, potolirea furtunii din Matei capitolul 8 sau din Matei 14, Petru care umblă pe mare. Și în capitolul 21 este blestemarea smochinului. Deci am ales aceste texte. Pentru că în fiecare Domnul Iisus spune puțin credincioșilor sau dacă ați avea credință și nu v-ați îndoi. Cu alte cuvinte, pe de o parte am un grup de oameni care la momentul respectiv au puțină credință sau le lipsește credința. Pe de altă parte l-am pe Domnul Iisus Hristos care prin credință face lucruri incredibile. Va mai mult, El însuși ne îndeamnă că și noi am putea face nu ca El, ci mai mari decât El dacă am avea credință. Nu este foarte complicat să alegi din Biblie astfel de texte și să începi să predici din ele. Oamenii s-ar simți chiar bine. Să încep cu primul. Matei, capitolul 8, 23 la 27. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri. El dormea. Ucenicii s-au apropiat de el, l-au deșteptat și au strigat:
Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta de la ascultă până și vânturile și marea? Închideți-vă ochii și scoateți definiția credinței din text. Complicat? Nu-i deloc. Aveți puțin credincioși de o parte, mult credincioși de cealaltă parte. Dacă îi să ai credința, ai alege să fii nu puțin credincios, ci mult credincios. Când ai credință, isprăvile sunt extraordinare. Capitolul 14. Domnul Iisus înmulțește pâinile, satură noroadele și deja se înserase. Îndată după aceea, Iisus a suit pe ucenicii săi în corabie ca să treacă înaintea lui de cealaltă parte. Până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur. Se noptase. El era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită în valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nelucă! Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino. I-a zis Iisus. Petru a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Iisus l-a apucat de mână și i-a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce a intrat în corabie, a stat vântul. Definiți credința. Suntem în ultima parte a lucrării Domnului Iisus, farisei, cărturarii, preoții, cei mai de seamă căutau să-L omoare și de aceea mergea până în Betania, trecea dealul ca să nopteze acolo și venea în fiecare dimineață la Ierusalim. Era ultimele zile și el temporiza evenimentele, să împlinească lucrul la ceasul hotărât de tatăl. Dimineața pe când se întorceau în cetate, i-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el și n-a găsit decât frunze și a zis, de acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine. Și pe îndată smochinul s-a uscat. Ucenicii când au văzut lucrul acesta s-au mirat și au zis, cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă? Drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă veți zice muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, se va face. Ce înseamnă să crezi? Dragii mei, întrebarea este extrem de importantă în zilele noastre. Pentru că inima noastră aleargă spre propovăduitorii care vin și aduc doar roadele dorite de sufletul nostru, ca răspuns la credința noastră. Oamenii merg puhoi după ei. Puhoi după ei. Dacă n-aș avea Scriptura decât aceste trei evenimente din viața lui Iisus, trei pericope, trei vorbiri de ale lui, a spune a crede înseamnă a dormi liniștit într-o barcă zgâlțită de valuri. Și dacă cumva ți s-a stricat somnul din pricina că furia valurilor este și a vântului este prea mare, să te ștergi pe ochi, să te scoli, să întinzi o mână, să zici, taci! Fără gură. Să vezi cum marea se liniștește. Sau, a crede înseamnă a umbla pe valuri ca pe uscat. A crede înseamnă a zice muntelui acestuia, ridică-te, aruncă-te în mare. Și să se facă. Imaginați-vă, azi n-ar exista excavatoare. Dacă
am putea face lucrul acesta. Iar dacă eu aș avea această credință, imaginați-vă ce bani aș face la companiile care mută dealuri și fac drumuri. Pe mine m-ar angaja, s-ar face atunci la autostrăzi în țara asta. Uite așa, dacă asta ar fi posibil. Acum, dacă m-aș limita la atât, aș scoate... Am citit Scriptura, dragii mei, n-am citit ziarul. Dacă aș scoate doar atâta din Scriptură, niciodată n-am fi bolnavi, dacă am avea credință, bineînțeles. N-am fi săraci. N-am avea insuccese, de niciun fel. Nu ne-ar lipsi absolut nimic. Care din voi se scrie în partidul acesta? Mai cine nu-și dorește, spuneți-mi. Cine nu-și dorește? Să nu te cerți florile niciodată cu nevastă, prin credință. Ce incredibil lucru, da? Sau să-ți rezolvi problemele de servici, prin credință. Nu uitați, o tratare corectă a Scripturii înseamnă să iei tot ce spune Scriptura, nu doar ce-ți place din ea. Și de aici apar frământările, schismele, problemele între noi. Fiecare avem măldarul nostru de bulgări pe care le aruncăm în capul dușmanilor noștri. Ne-am făcut tabere, luăm din cuvântul lui Dumnezeu doar ce se potrivește cutiilor noastre teologice. Aș vrea să trec în revistă, n-am să citesc textul din Evrei, ci citesc doar numele celor amintiți în cartea aceasta, în capitolul acesta. Dragii mei, cu unul dintre ei nu mă compar eu, nu vă comparați dumneavoastră. Abel, Enoch, Noe, Avram, Sara, Iacov, Isaac, Iacov, Iosif, Moise, Iosua, Gedeon, Barak, Samson, Ieftaie, David, Samson, prorocii. Ce incredibilă galerie a credincioșilor Vechiului Testament. Dumnezeu spune că au fost lăudați pentru credința lor. Dacă am trecut prin lista aceasta și ajung la versetul 32. Versetul 32 continuă cu o altă listă, de data aceasta cu isprăvile credinței. Dacă vreți, cu beneficiile credinței, cu realizările credinței. Și mă bucur să citesc prima parte. Care nu și-ar dori lucruri de felul acesta? Prin credință au cucerit împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului. Au scăpat de ascuțisul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștile vrășmașe și au primit înapoi morții lor în viață. Spuneți-mi, care dintre noi n-am vrea să stăm în rândul lor, să intrăm în rândul lor, ca prin credință să ne bucurăm de rezultatele lor? Dați-mi voi să le citesc încă o dată. Au cucerit împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului. Nu vorbesc peiorativ, pentru că citesc Scriptura, dragii mei, toate acestea s-au realizat prin credință. Au scăpat de ascuțisul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștile vrășmașe și au primit înapoi morții lor în viață. Morții lor în viață. Știți care e problema? Eu mă pot opri unde vreau cu cititul Bibliei. Pot alege textele care le vreau, le pot grupa cum vreau, dar atunci Dumnezeu nu mai girează pentru ele. Dumnezeu girează pentru ele dacă în fața Scripturii îmi dau jos pantofii ca și Moise, păpucii sau sandalele, ca în fața rugului aprins și umblu pe vârfuri nestricând nicio virgulă și nicio iotă din Scriptură. Asta este problema în zilele noastre. Din aceea Scriptură predicăm 100.000 de evanghelii, dragii mei. Ascultați cum continuă textul. Prin credință n-au vrut să primească izbăvirea. Au fost chinuiți, au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri, închisoare. Au fost uciși cu pietre. Oare cât de mult auzim predici pe această temă legată de credință? Nu e așa toate predicile noastre care adună lumea și care creează puhoi pe urmele lui Hristos? Sunt legate de prima parte a listei. Deschideți televizorul și ascultați, dragii mei, predicile zilelor noastre și veți vedea ce se propovăduiește. Dați-mi voie să citesc lista în continuare. Prin credință au fost tăiați în două cu ferestrăul. Prin credință au fost chinuiți. Au murit uciși de sabie. Au pribecit îmbrăcați în cojoace, în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei de care lumea
nu era vrednică. Am spune, dacă ar fi avut mai multă credință, ar fi mutat munții. Ar fi mutat munții. Nu, nu. Nu erau puțin credincioși, erau lăudați pentru credința lor. Au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri, prin crăpăturile stânților. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, n-au primit ce le fusese făgăduit. Nu e așa că e mai complicat să te raportezi la o astfel de listă ca rezultate ale credinței. Ce înseamnă, deci, să crezi cu adevărat? Dragii mei, nu mă întrebați pe mine, că eu nu știu, trebuie să întreb și eu Biblia. Și nu putem citi toată în dimineața asta, dar putem merge la unul din personajele pe care le-am enumerat din capitolul 11, la Avram, pe care Dumnezeu laudă pentru credința lui și îl numește în Scriptură tatăl tuturor celor credincioși. Aș putea spune, credința lui este etalonul credinței mântuitoare. Cu alte cuvinte, dacă te-ai pornit pe urmele lui Hristos, uită-te puțin la Avram, cel puțin la el, că poți să te uiți la oricare dintre ei, și să vezi că în viața lor găsești și una și alta și trebuie să-l primești pe amândouă dinpreună. Genesa capitolul 12, Dumnezeu zisese lui Avram, ești din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, îți voi da copii mulți, vei avea descendenți mulți, te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Pune-te în locul lui Avram. Dacă e adevărat ce spun rabinii iudei, tatălui era general în armata lui Nimrod, nu stătea în colibe, în Ur, probabil avea o casă cu etaj, avea încălzire centrală, avea apă curentă în casă, de un fel sau altul, cu alte cuvinte, nu era printre săracii vremii respective. Dumnezeu îi vorbește, ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta și vin promisiunile grămadă. Și Avram crede și ia toată familia. Nu era prea mult, era o nevastă stearpă și un nepot și ajung în Canaan și umblă toată țara șocolindă. Asta este țara pe care ți-o voi da, îi spune Dumnezeu. Trei lucruri îi promite, țară, sămânță sau urmaș și binecuvântare. Dacă n-ai țară și sămânță, nu există nici binecuvântare, pentru că în sămânța ta voi binecuvânta toate familiile pământului. Priviți în fugă viața lui Avram. Și vedeți că nu-i totdeauna pe roze, deși crede în Dumnezeu, umblă pe urmele lui Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi promite țara, cum ajunge în Canaan, colindă, ridică altarul, vede țara, e mulțumit de ea și se închină lui Dumnezeu. Din capitolul următor, Dumnezeu ia țara câte puțin. Mai întâi, alegerea lui Lot duce cirezile lui și turmele lui în câmpia mănoasă a Sodomei și Gomorei, ca o grădină a Domnului bineudat. Avram rămâne cu povârnișurile pline de pietre. Capitolul 14 se întoarce de la biruința împotriva împăraților cu toate bogățiile Sodomei. Dar Dumnezeu îl trimite pe Melchisedec cu un pas înaintea împăratului Sodomei și îl vrăjește în vreun fel, aducându-i aminte că nu împăratul Sodomei binecuvintează, ci Dumnezeu. Știți ce face Avram? Se uită la toate bogățiile, toată prada de război. Zice, nici un șiret pentru mine, nici o curea de încălțăminte, să nu zice am îmbogățit pe Avram. Și pleacă acasă cu mâinile goale. Capitolul 15. Trecuseră deja mulți ani și Dumnezeu intră în legământ cu Avram. Avram știa ce are de făcut. Când Dumnezeu cheamă să încheie legământul, ia animalele, le taie în două, le pune față în față, creează un culoar printre ele, se oprește la un capăt al culoarului și îl așteaptă pe Dumnezeu să apară la celălalt capăt. Trebuia să treacă unul pe lângă celălalt să strige, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu dacă voi călca legământul. Versetul 17. După ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut printre dobitoacele acelea. În ziua aceea, Domnul a făcut legământ cu Avram, nu Avram cu Domnul. Cu alte cuvinte, Domnul a luat asupra sa și partea lui Avram. Și Domnul a zis lui Avram, seminței tale dau țara aceasta de la râul Egiptului până la râul cel mare.
Și Dumnezeu înșiră toate popoarele care ocupau atunci țara, 7 neamuri mari. Versetul 11, păsările răpitoare s-au năpustit peste stârvuri, dar Avram le-a izgonit. La pusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avram și iată că l-a apucat o groază și un mare întuneric. Și Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei, acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani, dar pe neamul căruia îi va fi roabă îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Avrame, tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după bătrânețe fericită. În al patrulea neam, tu vei fi oaleșiul cele, Avrame, în al patrulea neam, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea moriților nu și-a atins încă vârful. Avrame, vin o să-ți dau o țară. Dacă te uiți în viața lui Avram, uite țara? Nu e țara. Acum, dacă nu-i țara, nu-i țara. Câți dintre voi stați în chirie? Nu ridicați mâna. Mulți, probabil, da? Mulți stați în chirie. Nu-i sfârșitul lumii. Dacă pruncii sunt sănătoși, dacă te împaci cu nevasta, dacă îți poți plăti chiria la timp, e foarte bine. Și Avram și-o fi zis, nu-i țara, nu-i țara, cel puțin pruncul. În capitolul 15, deja Avram își pierduse răbdarea. Înainte ca Dumnezeu să intre în legământ cu el, versetul 1 spune, după aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și i-a zis, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avram a răspuns Domnului, Doamne, Dumnezeule, ce-mi vei da? Observați, era ca o cuctă plină de presiune în așteptarea împlinirii promisiunii lui Dumnezeu. Oricum țara nu mai este, dar Doamne, Dumnezeule, ce-mi vei da căci mor fără copii? Și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Și Avram a zis, iată că nu mi-ai dat sămânță. Și slujitorul care este în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel, nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine. Acela va fi moștenitorul tău. L-a dus afară și i-a zis, uite-te spre cer, numără stelele dacă le poți număra. Și i-a zis, așa va fi sămânța ta. Avram nu s-a uitat la trupul său, care l-a îmbătrânit, ci s-a uitat la Domnul. La cuvântul lui. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Observați, nu exista sămânță, era doar o nădejde a seminței ancorată nu în visele lui, ci ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. Acum dacă mă uit la viața lui Avram pe linia pruncului, am văzut ce s-a întâmplat pe linia țării, pe linia pruncului. După vreo 10 ani, nevastă să-și pierde răbdarea, vede că ea nu mai poate avea copii și atunci îi spune, am o idee, tot ai primit un dar de la faraon pentru minciunile tale, cum ar fi să-ți o dau pentru o noapte de nevastă? Ea va naște pe în poalele mele și copilul va fi al tău, Avrame. Avram s-a gândit și a zis, nu-i tocmai rea ideea și se naște Ismael. Dragii mei, trece o vreme, Ismael începe să crească și Dumnezeu vine și îi spune, nu Ismael, ci pe el îl voi binecuvânta. Sara va rămâne însărcinată și va naște un prunc. Păi deși Sara a râs, pentru că nu mai putea avea copii, Avram avea 100 de ani, se naște Isaac. La încercarea lui Isaac, Sara se mânie pe roaba lui și Avram trebuie să alunge pe Ismael. Rămâne cu Isaac. Uită durerile, Isaac crește înaintea lui până într-o zi. După aceste lucruri, versetul 1 din capitolul 22, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ascultați-vă rog cuvintele Domnului și simțiți-le ca pe o săgeată, ca pe un junghier în inima lui Avram. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot, acolo pe muntele pe care îți voi spune. Uite pruncul? Nu e pruncul. Spuneți-mi, cum să crezi când tot ce a zis Dumnezeu nu se vede? Și promisiunile lui nu sunt despre cer, ci promisiunile lui sunt despre o țară,
toată lumea are nevoie unde să-și plece capul, ci este vorba de descendenți, dacă e să lași în urma ta ceva. Dacă nu e țară și nu este sămânță, nu este nici binecuvântare, pentru că în sămânța lui Avram trebuia să fie binecuvântate toate familiile pământului. Acum mă uit la tatăl tuturor celor credincioși, la etalonul credinței și trebuie să trag o concluzie, să văd ce este credința mântuitoare. Mă întorc înapoi în Evrei, capitolul 11, versetele 8 la 12. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitor cu aceleași făgăduințe, căci aștepta o cetate care are temelii tari, al cărei meșter ziditor este Dumnezeu. Dragii mei, Avram a crezut în Dumnezeu pentru că în umblarea lui cu el, prima dată a început viața lui cu un act al ascultării. Și-a luat ce a avut și a plecat la porunca Domnului. Dar pe urmă, Avram a umblat cu Dumnezeu și a fost fără prihană înaintea lui. Și Dumnezeu a așezat înaintea lui o promisiune, o nădejde în care el și-a ancorat credința. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Dacă mă uit la viața lui Avram, pot trage o singură concluzie. A crede spre mântuire înseamnă a sta ancorat în Dumnezeu. A crede spre mântuire înseamnă a sta ancorat în Dumnezeu din pricina ceea ce este El, nu din pricina ceea ce face El. Dragii mei, când mă gândesc la ce face Dumnezeu, e suficient să mă uit la crucea Domnului Iisus Hristos. În rest sunt nenumărate lucruri pe care eu nu le pricep. Calendarul meu și calendarul lui Dumnezeu nu se suprapun în niciun fel. Eu sunt un boț de humă, trăiesc o clipă în eternitate sau în comparație cu eternitatea. Deci nu știu cum lucrează, nu știu de ce așteaptă Dumnezeu, nu știu de ce Dumnezeu face ce face de foarte multe ori. Nu pot ști ce va fi mâine. S-ar putea să ajung sărac. De ce e așa? O știe El. Ce face în momentele respective? A crede înseamnă a avea încredere în Dumnezeul care ți-a vorbit prin cuvântul Lui și a crede că ce a spus El se va și împlini. Dar se ridică o întrebare, o întrebare care sfledrește mintea mea de o vreme. De unde știu că ceea ce am pus înaintea mea a spus și Dumnezeu? Cu alte cuvinte, de unde știu că am tălmăcit corect Scriptura? Zile trecute mă uitam la Evanghelia Prosperității și l-am ascultat pe John Piper și lângă el era Benny Hinn. Și am făcut un click. Și am stat și m-am uitat la o mulțime din cruciadele lui. Dragii mei, vă spun sincer, am rămas absolut uimit. Ascultați ce a spus el pe vremea lui Clinton, el profeția și vorbea din partea lui Dumnezeu, o profeție directă. Siria se va împăca cu Israelul și în momentul în care Siria se va împăca cu Israelul, va veni o prosperitate peste copiii lui Dumnezeu și o revărsare a Duhului Sfânt cum nimeni niciodată n-a văzut. Cel mult în următoarele luni, și acum îl citez, se va revărsa Duhul lui Dumnezeu și vor fi vremuri, vindecări nemai auzite. Nu va fi nici un bolnav în Biserica lui Hristos. Am oprit repede și am zis, Haleluia, amin, amin! Care dintre voi n-ați fi zis ca și mine? Care dintre voi? Citeți mai departe, din Benny Hinn. Vom experimenta cel mai mare val de prosperitate din istorie. Bogățiile celor păcătoși vor fi ale celor credincioși, ca în Egipt. Dacă, a continuat el, dacă între timp semeni ca să ai, să te învrednicești pentru cules. Semănatul însemna să ridici telefonul și să zici, dau atâta pentru fundație. Acum, nu mâine, acum trebuie să semeni, ca mâine să poți culege. Dar poate că asta a fost cam de mult, Clinton deja a îmbătrânit. Gânduri pentru anul 2012 din partea lui. Două Biblii mari pe masă, într-un birou absolut somptuos. Dacă avem credință, Dumnezeu ne va face prosperi în toate lucrurile în anul 2012. Nimeni
nu se va atinge de voi. L-am citat. Era într-una din cruciadele lui, sala absolut plină, absolut plină. La un moment dat spune, ridicați mâinile și cereți! Și veți primi. Orice veți cere în seara aceasta, vi se va da. Orice veți cere, vi se va da. Spuneți-mi, de unde să știu că ceea ce mi se pune în față ca nădejde al credinței mele este și o realitate pe care Dumnezeu o onorează? Vreau să vă spun că Domnul acesta avea două Biblii în fața lui. N-a făcut altceva decât să le răsfoiască, să citeze Scriptură după Scriptură după Scriptură. Știți cum îl ascultam? Cel care am studiat aproape toate cărțile din care a citat el, a făcut un talmeș-balmeș, un ghiveș din ele. N-a contat că e în vechiul, în noul. Din Biblie poți dovedi absolut tot ce-ți dorește inima. Dacă scoți textele din context, absolut tot ce-ți dorește inima. De multă vreme spunem că o biserică sănătoasă respiră în felul acesta. Ne adunăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu, ne împrăștiem să-L facem cunoscut. Spuneți-mi ce s-ar întâmpla dacă aici ar fi basme și înșiră de neamuri. Scriptura spune, dacă propovăduiește cineva să propovăduiască nu versete din Biblie luate la întâmplare, ci cuvântul lui Dumnezeu. A propovădui cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a te descălța în fața Scripturii ca în fața rugului aprins, a nu deranja nimic acolo, a merge și a lăsa pe Dumnezeu să spună tot ce are de spus. Nu te oprești unde nu-ți mai place. Nu iei doar ce-ți place din Scriptură. Dacă în felul acesta îl cunoști pe Dumnezeu, la asta vei chema pe oameni. Dar dacă tu ai strâmbat cunoașterea de Dumnezeu, imaginează-ți ce se întâmplă când te ridici în fața mulțimilor. Cum ar fi, dragii mei, să-mi dau jos haina, să vin pe aici și zic și să cădesc la pământ ca muștele, ca dovadă a prezenței lui Dumnezeu între voi. Deschideți, faceți un click și vedeți ce se întâmplă în lumea noastră. N-a spus Domnul Iisus, viața veșnică este aceasta? Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu? Dumnezeu este transcendent. Noi nu putem ajunge la El, a coborât la noi. A coborât la noi săpând în conștiința noastră legile Lui. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei. A coborât la noi aducând în existență universul întreg din împreună cu noi. Însușirea Lui nevăzute, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui, se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la ele, așa că nu se pot dezvinovăți. Dumnezeu coordonează istoria, spune Isaia, profetul, și Dumnezeu s-a întrupat în Fiul Său și a umblat printre noi plin de har și de adevăr și Dumnezeu murea în Hristos, împăcând lumea cu Sine pe Calvar. Dar până și Domnul Iisus s-a legitimat prin Scripturi. Cercetați Scripturile, socotind că în ele aveți viață veșnică. Tocmai ele vorbesc despre mine. Când Domnul Iisus s-a legitimat în fața celor doi care dezamăgiți mergeau spre Emaus, dragii mei, El era Scriptura. Și de aceea a început de la Moise, din proroci și din toate Scripturile și le-a tâlcuit ce era cu privire la El. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Dacă lucrurile care nu se văd au fost puse înaintea ta de Dumnezeu prin cuvântul Lui interpretat corect. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Vă întreb, de ce aș da înapoi să mă pierd când toate merg bine, când sunt sănătos, când sunt bogat, când am succes pe toate planurile? De ce aș da înapoi să mă pierd când Dumnezeu mă poartă pe brațele binecuvântărilor Lui, când toată lumea se uită cu jind la mine și la viața mea și la tot ceea ce Dumnezeu îmi oferă? Vă aduc un alt predicator înainte. I-am găsit pe aceeași pagină de YouTube. Evanghelia prosperității, spune John Piper, este o incitare la idolatrie, deoarece ridică darul mai presus de dătător. Evanghelia prosperității
Evanghelia sănătății, Evanghelia care îți aduce o credință făcătoare doar de minuni favorabile ție și niciodată de probleme, este un citare la idolatrie pentru că ridică darul mai pe sus de dătător. Și dați-mi voie să închei cu un citat al lui John Piper. Dumnezeu este glorificat în noi atunci când noi suntem satisfăcuți cu El în pofida și în mijlocul tuturor pierderilor, nu a prosperității. Nu e greu să fii credincios lui Dumnezeu când cucerești cetăți, când capeți făgăduințe, când înviază morții, când faci gesturi, toată lumea cade pe spate. Nu e foarte complicat să fii credincios lui Dumnezeu. E mai complicat să-i rămâi credincios când zaci pe un pat. Deși ai fost credincios toată viața. E mult mai complicat când ți-ai pierdut toți banii, când ți-a dus sănătatea, când stai pe un măldar de gunoi scărpinându-te cu un ciob ca Iov, cel din tâi dintre locuitorii răsăritului, până și copiii își băteau joc de el. Să rămâi credincios lui Dumnezeu este mult, mult mai complicat. Dar cu aceștia s-a lăudat întotdeauna Dumnezeu și noi nu suntem din aceia care dau înapoi să se piardă în ciuda tuturor pierderilor, ci de aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Dragii mei, dar pentru asta trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Ce face El nu înțelegi întotdeauna, cum n-a înțeles Iov, cum n-au înțeles sute, mii și zeci de mii, nici măcar în ziua de astăzi. În zilele noastre sunt credincioși care sunt arși de vii, li se dărâmă casele, li se omoară prunci în fața lor. Și cu toate acestea rămân credincioși lui Dumnezeu. Iar ca să-L cunoști pe Dumnezeu, nu trebuie să faci o loterie din Scriptură, să deschizi doar ca să-ți liniștești conștiința, să bifezi versetul pe ziua de astăzi, ci trebuie să mănânci Scriptura, să cunoști căile Domnului și când va veni greul, vei rămâne în picioare. Spuneam dimineață că ultimele cuvinte care le-am auzit din gura mamei mele au fost: Beni, să nu ne lăsăm de Dumnezeu orice ar veni. De 6 luni de zile nu mă mai recunoaște și nu mă mai cunoaște. Poate nu cunoaște pe nimeni, dar vreau să vă spun ceva. Nu l-a uitat pe Domnul Iisus. Când mă așez lângă ea și încep să mă rog, o aud zicând, amin, amin. Când îi spun, mă duc la biserică, spune, Domnul să fie cu tine, să te binecuvinteze, așa cum poate. Dragii mei, pentru că din frage de pruncie, prin mijlocul tuturor greutăților, s-a apucat de Hristos, chiar dacă totul a uitat, lucrul acesta i-a rămas. Și aș încheia citându-l din nou pe John Piper. Dumnezeu este glorificat în noi atunci când noi suntem satisfăcuți cu El în pofida și în mijlocul tuturor pierderilor și nu a prosperității. Doamne ajută! Amin!